Salut, eu sunt Violet și te invit să meșteșugurim împreună. Bună, dragii mei! Avem un nou videoclip și mai exact un nou haul. Astăzi o să vă arăt ce fire mi-am cumpărat eu după ce au trecut cele 100 de zile de post. Și cum împreună cu pisica mea, care e lângă mine aici, lângă masă, de pe jos, așa. Vedeți doar o mică parte în imagine cu ce am cumpărat eu după ce am terminat cele 100 de zile. Vreau să zic că am fost puțin totuși mai potolită de data asta, dar în același timp îmi dau seama că sunt destul de multe fire pe care trebuie să le lucrăm împreună. Bun, să dăm drumul la treabă. Așa. În primul rând vreau să vă reamintesc să vă luați ambrelele sau croșeta și o ceașcă de cafea sau ceai să continuăm să vorbim, da? Am din nou o jumătate de oră pentru voi de relaxare în care să nu faceți, nu că să nu faceți nimic, ci pur și simplu să vă bucurați de câteva momente doar pentru voi, da? Și o să încep prin a vă arăta în ordinea cumpărăturilor ce am ales eu în acest haul pentru această perioadă. Nu știu dacă vom mai face un haul până de sărbători sau nu, dar vedem. Vedem câtă viteză am să lucrez aceste fire și după aia mă hotăresc dacă să mai fac o comandă sau nu. Și o să încep, ați văzut deja că a apărut tutorialul raglan la baza gâtului, da? O rochiță pe care o lucrez din Baby Merino. Ce s-a întâmplat? Eu am luat doar 5 gheme din acel Baby Merino, le-am cumpărat din concediu, când am fost în concediu, iar acum, în septembrie, cred, da, cred în septembrie sau, nu, octombrie, scuze, a fost o reducere la Baby Merino, în general la toate Merino, toate firele care conțin Merino de la Drops. Și eu, hotărându-mă că vreau să-mi fac rochie din acel fir Baby Merino, mă gândeam că nu o să mi-ajungă. De fapt, cu siguranță că nu mi-ajung cele 5 gheme pe care le aveam deja cumpărate. Și am suplimentat comanda cu încă 5, cred, din aceeași culoare, culoarea 01, Drops Baby Merino. Acum, nu puteam să comand doar 5, pentru că n-am taxe de curier și știți și voi care-i treaba. Și mi-am mai ales o culoare. Am comandat încă 10 gheme din acest ciocolată, o să zic, foarte, foarte frumoasă, culoarea numărul 18, tot de la Drops Baby Merino. Și de ce am comandat ciocolată? Pentru că am început să lucrez cu ăsta alb, de fapt el e culoarea untului. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult cum se simte la mine. Și mi-am mai comandat ciocolată, că m-am gândit că o să-mi stea bine acum la culoarea asta de păr. Maro, ăsta e interesant. Dar am văzut-o soțul meu și văzându-l așa încântat, a zis că mă, e foarte moale firul ăsta și îmi place foarte mult. Zic, mă, vrei un blower din el, să fac un blower? Și el zice că dacă mi-l face anchior, da. Poți să faci anchior? Bineînțeles că poți să fac anchior. Păi, ți-am făcut veste, nu? Și zic, hai să încerc să fac un anchior din el. Dar am o problemă că iarăși nu știu dacă o să-mi ajung, am 10 gheme și la ăsta. Și m-am gândit eu că o să încep să lucrez la el și teoretic ar trebui să-mi ajung, având în vedere cât îmi intră la rochie pentru un blower, dar practic nu se știe. Și atunci m-am gândit așa, o să încep să lucrez de sus și poate facem și cu ocazia asta și raglanul circular cu anchior pentru bărbați. Fac și tutorial și în cazul în care nu mi-ajunge firul, fac o combinație și pun la manșete și în partea de jos negru. Da? Fac o... sau dacă găsesc aceeași culoare, mai comand. Un mic sfat pentru voi, fetele mele. Această firmă Drops are perioade reduceri, da? Are
De exemplu, acum au parcă reduceri la alpaca sau ceva de genul ăsta, care mie, în paranteză, fac o paranteză, nu prea îmi place, înțeapă puțin, dar au o periodic reduceri la anumite categorii de fire și vă recomand. În momentul în care fac ei reduceri, faceți-vă stopul, da? Eu, de exemplu, nu comand drops în afara reducerilor, pentru că este foarte scump. Nu știu, mi se pare extrem de scump și, sincer, într-adevăr, calitatea este foarte, una foarte bună, îmi place foarte mult. Dar când fac calculul cât îmi intră la un plover și că mă costă acel plover cam 100 de lei, nu prea mi se lasă o coteală. Dar, într-adevăr, merită. De exemplu, ploverul, nu știu, cred că știți ăla cu frunze, l-am făcut eu din Drops Air. Poate vă inserez o poză dacă găsesc pe aici, numai că poza nu le dă culoarea. Din păcate am reușit să fac pozele în diferite moduri și nu le dă culoarea deloc la acel plover. Ideea este că îmi place foarte mult acel plover și într-adevăr și-a meritat mania, a costat ceva, că Drops Air parcă 15 lei pe gem sau 20 de lei pe gem, nu mai știu, sau eu l-am luat cu 15 lei la reducere, în fine, e destul de scump. Și de aceea, acum fiind că au fost aceste reduceri la Merino, eu am zis că hai să iau, că după aia cine știe când mai fac ei la Merino reducere și știind că mi-a plăcut asta foarte mult, hai să iau și pe asta. Acum să vedem, o să mă apuc să fac un plăbăr din el, bărbete. Așa este în plan. În, cum să zic, teoretic sună foarte frumos, practic mai vedem. O altă chestie pe care am făcut-o și asta am făcut-o într-un mod angro, adică două baxuri dintr-un culoare și două baxuri din alta, pe camera arată mai aprins, mai deschis culoarea, dar nu este așa. E vorba de Alize Cotton Gold în culoarea asta de gri, un gri perlat frumos și un turcoaz, dar este un turcoaz petrol. Camera îl arată foarte, foarte deschis. Nu este chiar așa deschis. Deci am luat acest fir. Este un fir perfect pentru cuverturi și pături. La haine merge doar la bluze. Și la bluze din astea, gen de primăvară, vară, lucrate așa, uite cum e asta, nu știu, foarte simplu, cu andrele mai mici decât scrie aici, pentru că firul iese foarte, țesătura iese extrem de aerată, pe el scrie că ar trebui andrele 3,5 și 5, 5 este extrem de mult, 3,5, da, e ok, dar se lucrează greu, 4 este ideal. Bun, de ce l-am luat? Pentru că, după cum știți, de pe pagina mea de Facebook, eu am renovat recent, și am schimbat și stilul casei. Am trecut de la tradițional românesc la un stil mai scandinav, mai rece. În ce sens? Că am ales pe pereți culoarea asta pe care vedeți aici, un gri deschis care bate spre mof în anumite momente ale zilei, bate spre blau. Este un amestec făcut pe comandă de vopsea. Savană cu teflon, dacă vă interesează, foarte bună și ei mi-au făcut mi-au făcut amestecul. L-am ales eu din paletar și am mai adăugat eu puțin mai mult roz decât era în amestec ca să iasă roz. În fin. Și schimbându-mi stilul casei, având canapeaua gri, m-am decis eu că acea canapea are nevoie de o cuvertură lucrată mai mare. De ce? Pentru că este un colțar și mi este foarte greu să-i găsesc puse sau nu mai bine zis două pături la fel, pentru că îmi trebuie una mică și una mare, fiind colțar și tot timpul între cele două ele se șifonează, se aranjează prost pe canapea și nu-mi place cum stau și am zis că vreau să fac o cuvertură de-a întregul așa în colț ca să iasă pentru acea canapea. Iar cuvertura să fie cu pătrate, știți, un pătrat din ăsta, un din ăsta, adică tablă de șapte. Și am luat două baxuri de o culoare și două baxuri din alta ca să fac acea cuvertură. Acum încerc să mă hotărăsc cu motivul, dar în mare parte cred că o să lucrez la punctul leneș, ochiul leneș, toate rândurile pe față, da? Adică orice rând lucra pe față, cred că ăla o să fac. Ca să meargă așa lucrul foarte, foarte ușor și repede. Deci asta a fost a doua comandă.
Și a treia comandă despre care v-am spus eu că a venit chiar în momentul în care filmam videoclipul de vinerea trecută, este o comandă din Italia. Nu mă întrebați site-ul, pentru că ce am comandat aici sunt de la niște furnizori agro cu care eu aș vrea să colaborez, numai că înainte să colaborăm eu am vrut să fac o comandă de fire ca să le testez. Să văd cum sunt, să văd care sunt prețurile, care este rentabilitatea, pentru că sunt niște fire destul de scumpe, sunt foarte scumpe și nu știu dacă îmi permit să investesc acum atât de mulți bani, să iau sumă mare de bani. Dar până atunci, o să încep cu asta, că e cea mai mare. Am aici o bobină. De multă vreme îmi doream să încerc să lucrez din bobine, nu din gheme. Bine, eu acum am luat și o mașinuță de depănat și sunt super șmecher acum, depăn tot depăn. Am, sinceră să vă spun, fetelor, am adus câteva mașinuțe din astea și nici n-am apucat să ajung în magazinul de Facebook, că fetele m-au și întrebat, au văzut poza și le-au luat, cred că mai am una singură pe care am să o postez, să văd că ori deja a fost postată, ori o să urmeze, nu știu. Dar m-au întrebat de ele încă înainte să... au fost rezervate înainte să le încarc în magazin, ceva de genul ăsta, vine, mă, bă, uite, nu mai știu. Lăsând asta la o parte, să ne întoarcem la acest game. Este 100% lână merino. Da? Lână merino lucrată în câte fire? În 8 fire, da? În 8 fire eu am aici, în această bobină, aproape 700 de grame. Vă spun pentru ce l-am luat ca să fac un pulover bătez din el. Și am avut mari speranțe și speranțele s-au adeverit. Nu am apucat încă să lucrez monstre din aceste fire, să văd cum se comportă și așa, de aia le-am și luat, vreau să le testez la greu și să văd dacă își merită banii. Repet, nu pot să vă dau site-ul pentru că este un furnizor de Angro, nu vin de la gramaje mici, dar eu am comandat acum pe firmă ca să pot să le testez, da? Și este o culoare superbă și abia aștept să facem un pulover împreună. Poate reușim până de Crăciun să dezvăluim secret. Vreau neapărat, fetele mele, până de Crăciun să facem împreună pentru soți, prieteni, băieți, veri, un pulover pălbătesc foarte frumos. Dar prima dată trebuie să fac eu o mostră să văd cam câte ochiuri și cum așa. Ca și alternative, sigur o să mă întrebați ce fire recomand din ce se găsește la noi pe piață pentru pulover pălbătești. Recomand așa. Încercați să lucrați cu lan alize lana gold. Eu vă spun prima dată de la alize și după aia vă zic și de altele. Vă spun de firele astea pentru că sunt mai moi și chiar bărbații nu acceptă nimic care să înțepe și alizela în acolo nu înțeapă deloc. Mai este alizela în acolo fine, care este puțin mai subțire și chiar vă la recomand și mai mult. Mai avem tot pentru bărbați, este foarte pretabil alize la Superlana Classic, iarăși este un amestec bun, are și lână și acril. Iar de la Yarnard ar mai fi Yarnard care îmi place mie așa, dar înțeapă un picuț, dar e foarte bun. Este Yarnard dă-mi Doamne minte adică memorie, cum îi zice mă? Mi-aduc aminte eu și vă zic poate ulterior. Că lucrez chiar acum, lucrez ceva din el și îmi scapă Baby Merino. Da, cred că Baby Merino zice. În fine, mai vorbim pe tema asta, vă mai zic eu un tutorial ce și cum, ca să nu lungim videoclipul, deci asta v-am zis, pentru asta l-am luat 700 de grame, sper să-mi ajungă pentru un pulover.
aici nu, ei, la astea în gro așa nu se trece numărul de andrele cu care se va lucra, trebuie să le testezi. Sau mai bine zis, nu la angro, la firele care sunt în, se vând așa pe conuri, nu se trece numărul de andrele sau croșetă. Un alt fir pe care eu l-am comandat pentru, tot pentru pulover bărbătești, până la urmă nu am cum să fac din el, că înțeapă, este un fir 50% acril, 50% merino. Dar eu cred că în acest papiotă, merino care se găsește, este un pic mai de proastă calitate, pentru că firul ăsta are un pic de... înțeapă puțin și de obicei dacă înțeapă înseamnă că este ori tunsă de pe spatele oii, ca să zic așa, ori este în urma selecției s-a ales aici firul mai, mai de proastă calitate. Și ăsta nu știu ce o să fac cu el, deocamdată nu merge la pulover bărbătesc, pentru asta luasem, am luat 3 papiote ca să-l pun în 3, pentru că știam că este subțire, are câți metri, are, este în 3 fire și are 24.000 de metri un fir, deci nu știu cât, e destul de subțire firul. Seamănă cum erau cu vremuri, nu știu, firele alea făcute, nu știu cum le mai ziceam, dar are ceva de acolo. Nu, ăsta m-a încântat, dar nu, vă dați seama că doar nu o să-l arunc. O să fac din el ori un cardigan, ori ceva, o haină care se poate fi îmbrăcată deasupra, peste o cămașă sau peste așa, pentru că este destul, v-am spus, am impresia că puțin înțeapă. S-ar putea după spălat să se comporte el altfel, dar o să-l testez și vorbim. Asta oricum îl las pentru mai târziu. Am primordiale alte fire. Mai am aici două feluri de fire superbe. Este vorba despre, este un amestec din alpaca, lână și șnur de poliester. Seamănă extrem de mult cu dropset, dacă ați lucrat, are un șnur din poliester pe mijloc în care este îmbibat lână. Ideea este că mi-a plăcut acest fir, de ce? Pentru că șnurul este galben, iar lână are culoarea asta verde mentă. Nu e verde mentă, este un verde turcoaz, nu știu, foarte, foarte mișto. Și asta mi l-am luat pentru un pulover. Da. Ca și asta, asta e la fel, are aceeași compoziție, doar că este verde mentă. Deci, astea sunt preferatele mele din acest colet. Am luat, nu știu, câte 3 gheme din fiecare, cred că am vreo 300 sau 400 de grame în total. Dar sper să-mi ajungă, având în vedere grosimea lui, nu știu, sper să-mi ajungă să-mi fac și un pulover. Am zis că chit că îl fac cu mine către expertul, dar tot îmi fac ceva din el, pentru că am vrut foarte mult să-l testez. Și mai am un amestec aici nobil, ca să zic așa, este atât de nobil încât nici nu ne putem compara cu el. Aici avem lină de miel, lampul, este lină de miel cu viscoz. Da, este, arată așa ca un șnur, seamănă cu papirus de la Fibra Natura, din care am eu vesta aia gri, pe care ați văzut-o pe mine, ați văzut-o pe mine în videoclipul trecut. Seamănă cu ăla, dar nu răsare. Nu știu ce o să fac din el, aștept sugestii, am în total aici cred că vreo 600 de grame și chiar aștept sugestii pentru acest fir, ce mi-ați propune să fac din el. Eu am o variantă să fac o, nu știu dacă merge, de rochiță, dar măcar o bluză mai lungă așa pentru blugi sau nu știu altceva. Scrieți-mi de des dacă aveți sugestii pentru acest gem. Ca și pentru asta, vă rog, dacă aveți, asta înțeapă puțin, ce-mi recomandă să fac din el și ăsta. Da? Deci din astea două. Eu v-am zis, le-am luat mai mult de test să văd cum sunt, ca să testez amestecurile, pentru că n-am lucrat niciodată cu lână de miel și n-am lucrat niciodată cu amestec din ăsta cu alpaca, lână și poliester și de-aia am luat, mi-a plăcut extrem de mult. Și mai am să vă arăt încă ceva în care nu este fir,
Am două reviste pe care vreau să vi le arăt neapărat. De ce vreau să vi le arăt? Pentru că o să vedeți. Așa, am luat revistele. Nu sunt de fapt reviste, sunt cărți. Sunt două cărți pe care eu mi le doresc de foarte multă vreme, de vreo 2-3 ani, numai că nu le livra nimeni în România. Da. Sunt knitting pattern, adică modele japoneze, da? 260 de modele japoneze. Din păcate, eu nu pot să vă arăt conținutul, pentru că ele sunt protejate cu drepturi de autor. Dar vă dau pe repede așa. Stați. Sper să nu mi încurce YouTube-ul. Vă dau pe foarte repede. Sunt aici 260 de modele care au și schema de lucru. Nu este scris nimic în japonez, aveți doar schema și modelul, cum arată, o să vă arăt doar puțin. Da? De ce mi-am dorit aceste reviste? În general, în ghiduri, am două. O să vă arăt imediat și pe celelalte. Sunt aici niște modele mai complicate. Sigur, găsiți pe net un milion de modele și de scheme, dar dezavantajul găsitului pe net, odată, trebuie să le printați ca să le aveți. Iar doi la mână, chiar dacă nu le printați, este foarte greu să lucrez de pe telefon sau de pe calculator. Vă spun, eu nu suport să-mi lucrez. Adică odată că stau cu ochii în lucrul meu, acolo, în tricotaj, eu trebuie să fiu atentă la ceea ce fac. Și doi la mână, eu trebuie să mă uit și în telefon. Și este o stricare de ochi nemaipomenită. În schimb, revistele astea, odată că sunt foarte frumoase. Doi, au niște modele aici extraordinare. Deci, stați un pic să mă uit care modele. Am două reviste și este o diferență între ele. În una, un secundă, da. În asta cu 260 de modele, avem mai multe modele ajurate și avem la sfârșit, nu știu câte sunt, 20, 50, nu știu câte sunt, nu le-am numărat, modele de manșete și de margini pentru plovere. N-am văzut în viața mea aceste margini atât de frumoase lucrate și abia aștept o să facem ceva din ele, dar eu le-am luat să le am în colecție și doi, vreau să... Mie îmi place mai mult să lucrez de pe schemele din reviste decât, nu știu, și dacă aveți nepoțele sau dacă aveți copii și așa, este mișto să poți să ai un, nu știu cum să zic, nu moștenire, să le dai mai departe după aia, știți, nu știu, e o chestie așa de feeling, mai de sentiment, să ai ceva să dai mai departe, pentru că am de la bunica mea cartea asta care e foarte mișto. Da, ce vă spuneam, nimeni nu le aduce în România, eu am reușit să fac rost de ele și am adus mai multe, n-am adus multe, am adus cred că vreo 3-4 în plus, că sunt destul de scumpicele, dar am zis că pentru colecția mea merită și pentru ceea ce fac eu și mai ales dacă vrei să faci ceva frumos, într-adevăr și extraordinar, e... Abia aștept să fac din ele și cred că o să fac o combinație între astea două. Și mai am una cu 250 de modele și asta e foarte mișto. Aici avem niște modele de frunze și ciucuri și nu ciucuri. Uite, o să vă dau un exemplu. Sper că pot să arăt aici. Uite-ți pe ce plovă, nu avem să vede. Și aici aveți și schema acestor frunze. Ce mișto e să o pui așa frumos în brațe. Sau, știți, să ți-o sprijini tu frumos de ceva acolo, de fotoliu, de marginea fotoliului și să lucrezi și să poți să faci, să ți însemni cu creionul la ce rând ești, așa, foarte comod, extrem de comod și nu că le-am eu de vânzare.
E doar un sfat prietenesc, nu că neapărat trebuie să le luați de la mine sau... Dar investiți în cărți. Investiți în cărți pentru că eu acum mi-am dat seama că e bine să ai modelele desenate. Eu am pățit de ce e foarte bine să le ai undeva adunate grămadă și așa. Am lucrat anul trecut o bluză cu croșeta. Cred că o știți. Bluzița pătrată pe care am lucrat-o din iarna Perth cu croșeta. M-au întrebat foarte multe fete de model. Eu l-am găsit pe Pinterest. Am lucrat după poză, după telefon, că după aia am învățat modelul pe de rost și doar primele rânduri am stat cu telefonul în brațe. Iar acum nu mai găsesc acea schemă și vreau să repet bluza respectivă din alt fir și nu mai găsesc schema și îmi vine să, da, mă uit eu pe bluză, dar nu țin minte câte ochiuri se iau acolo și câte, nu mai știu care este raportul și așa. Și acum asta e, am pierdut schema respectivă și nu mai reușesc să o găsesc de nicio culoare. Și atunci am zis că merită să investești, să ai niște reviste. Eu am și alea lucruri de mână pe care le cumpăr de aici. Într-adevăr, unele numere sunt mai reușite, unele mai puțin reușite, dar merg și alea. Și până la urmă, fetele mele. Avem și noi un hobby, da? Nu este ca și cum dăm bani pe altceva, că nu vreau să mă exprim aici așa. E o chestie, este o investiție în noi până la urmă, că ne... Este ce face, ne face plăcere și de ce nu să investim acolo cât de cât, că odată ți-o cumpărăm de 7 ori în viața asta, ți-ai luat odată și o ai acolo. Și dacă reușești în viața asta să faci 250 de modele câte sunt aici și sunt unele superbe, deci niște modele pe care, sincer, nu o să le găsiți pe net, chiar dacă o să le căutați foarte tare. De ce? Pentru că revistele, v-am zis, sunt protejate de dreptul de autor și aici sunt niște modele super mișto. Eu le-am, v-am zis, le urmăresc de multă vreme, dacă nu am avut ocazia să le iau, iar acum, având noroc că am magazin, am putut să le comand pe magazin și nu venea să cred că mi-au dat acordul să mi le trimităm, dar având în vedere că e persoană juridică, mi le-au trimis la persoană fizică. Se găsesc foarte greu. Unde le puteți găsi, le mai puteți găsi prin Rusia, dar ei nu expediază în România și atunci... Asta este. Și vă mai arăt o chestie și vă las. Sau mai stăm? Nu. Vă mai arăt o chestie. Mai am eu un magazin, un sac. Asta, dacă vreți să opriți video aici, puteți să-l opriți. Am o geantă pentru fire, de care voi nu vă dați seama cum arată ea, pentru că poza nu-i face dreptate. Adică n-am, cred că o să vă arăt eu un centimetru. Dar vreau să vă zic că am o chestie foarte mișto, care se poate ține lângă pat sau canapeaul care îl faci. Vă uitați-vă cât de mare este, da? În comparație cu mine. Deci are, este extrem de mare, deci mi-ar încăpea toate ghemele pe care le am eu pe masă. Și e mișto, uite, are aici deasupra decupajele astea, ca să vă scoateți firul. Puteți să o folosiți pentru mai multe proiecte odată, da? Și e foarte tare că aveți aici pe margine, aveți și din astea, cum să zic, spații pentru croșete. Aici aveți spații pentru un buzunar mare, mare de tot, în care vă încap două cheme din astea. Și aici mai aveți un buzunar transparent, iar și pentru foarfeci, măsurătorul de andrele sau chiar andrele circulare le puteți băga aici, nu știu. Eu cred că pentru cine lucrează și lucrează mult, este foarte utilă o astfel de geantă. Eu nu am apucat încă să o folosesc pentru că eu sunt încă în proces de aranjare în casă, dar vreau să-mi pun proiectele curente numai din astea și să-mi le țin lângă fort sau lângă fotoliul în care lucrez. Foarte util și foarte comod. Cam asta am vrut eu să vă arăt astăzi, ce mi-am cumpărat eu. Sunt curioasă și voi ce v-ați mai luat. Eu mai am, dar mai las și pentru alte videouri, mai am niște accesorii pe care, dar hai să nu încărcăm aici, pe care vreau să le arăt. Dar mă bucur că ne-am revăzut.
vă mulțumesc din suflet pentru mesajele pe care mi le-ați scris sub video anterior de vinerea trecută. Chiar m-ați mobilizat foarte bine cu mesajele voastre. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere, pentru încurajări. Și mă bucur că suntem atât de multe persoane cu suflet bun aici pe canal, da? Vă pup și vă aștept în următorul videoclip. Fetele mele, nu uitați să-mi trimiteți poze cu puloverul pe care le lucrați voi, alea oversize cu coadă, da? Am primit de la multe fete imagini, dar aștept și de la altele. Pe Facebook, pe Messenger, mă puteți contacta oricând. Nu este nicio problemă, dacă nu o să vă răspund în secunda 2, nu vă speriați, vă răspund când am timp, dar să știți că văd mesajele voastre și chiar vă răspund. Deci, bun, mesajul zilei de astăzi, relaxare, iarăși și iarăși relaxare. Eu sper că ați tricotat cu mine și sper că v-am ținut compania așa în astea jumătate de oră sau cât aici acolo în video și o să vă facă plăcere și o să așteptați cu nerăbdare și următorul video. Nu uitați să vă abonați la canal, nu vă costă nimic să apăsați pe butonul ăla de subscribe de sub ca să vă apară notificări când mai apar videouri pe canalul meu. De asemenea, intrați și pe pagina mea de Facebook, eu vă aștept și acolo, acolo putem să comunicăm mai indirect, aici pe YouTube este mai lentă comunicarea, dar pe pagina mea de Facebook răspund la mesaje mai repede și de asemenea acolo fac și postări zilnice. Vă pup, nu uitați că este păcat să mirosesc timpul cu activități care nu vă fac plăcere și vă aștept în următorul videoclip cu drag, cu drag, violet. Pa!